conflict între NA subliniere IMAI. Carmen Dan îi cere din nou lui Covesi să ia măsuri. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ce nu a primit un răspuns la cererea adresată subliniere Feidnada în CTDTA subliniere area a doi polici subliniere T judiciarii la Dnaplo e subliniere T. Ministrul anunț ce a trimis subliniere eu a doua solicitare, identic. Moi am revenit cu alt adres și trebuie sublinierei am solicitat ce am solicitat sublinierei în prima. Nu ne-a răspuns. A subliniere trept ca adna se dea un răspuns instituțional, cum de altfel a anuncat sublinierei public, a declarat Carmen Dan. Cererea ministrului de interne vizează doi polici subliniere T judiciari de la Dnaplo e subliniere T, care au apărut în înregistrările publicate de Vlad Cosma. Este vorba de comisarul IF de Poliție Iordache Mihai și comisarul IF de Poliție Florea Gabriela. Potrivit O.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție revocarea din funcție, înaintea împlinirii termenului de detare, a polițiștilor de poliție judiciar de Tailana se face prin ordin motivat al procurorului F. Prima solicitare a fost făcută în cursul zilei de 13 februarie 2018.